Neața Clan, astăzi vă rog să schimbați stopul de ceață la un Pasa B6. Procedura e similară și pentru becul de marșalier. În primul rând deschidem haionul și avem acest capac exact în dreptul stopului de ceață pe care îl îndepărtăm ca să putem să rotim suportul și să scoatem becul. Becul în sine este un P21W, al meu este bun, deci o să îl pun înapoi. Și o să pun suportul înapoi la locul lui, exact procedura inversă de montării. Să nu uităm desigur și de capac. Și acum putem închide haionul. O zi în continuare.